Bună ziua! Ce ne puteți spune despre mobilitățile Erasmus Plus în contextul actual? Bună ziua! Mobilitățile Erasmus Plus din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României se desfășoară într-un format cât de cât normal. Înregistrăm o ușoară scădere între aplicanții pentru aceste mobilități, dar suntem optimiști, așa cum am fost mereu. Și pot să vă spun că deja înregistrăm cereri atât pentru mobilitățile de studiu, cât și pentru mobilitățile de practică. În cadrul mobilităților de studiu avem o componentă nouă, Virtual Mobility. Tocmai am avut ieri un seminar cu Agenția Națională care managerează programul Erasmus în România despre mobilitățile virtuale. Vom introduce acest tip de mobilități virtuale acolo unde va fi cazul, acolo unde universitățile partenere ne vor transmite că vor începe cursurile online până la desfășurarea fizică a acestora. Iar privind practica, avem deja cereri și pentru mobilități de practică, atât în Uniunea Europeană, cât și în spațiul non-UE. Bineînțeles, suntem foarte atenți și urmărim îndeaproape situația care se poate schimba de la o săptămână la alta sau chiar de la o zi la alta. Privitor la mobilitățile incoming, deoarece până acum am făcut referire la mobilitățile outgoing, adică studenții care pleacă din universitatea noastră către alte universități, avem deja studenți din Turcia, din Serbia, din Algeria, care vor veni în următoarea perioadă la noi în universitate. În prezent avem câțiva studenți chiar din Algeria, este aici cu mine unul dintre ei, un student care ne confirmă motoul Once Erasmus, Always Erasmus, și în momentele următoare vom iniția o discuție cu el. Iar ca să închei pe subiectul mobilităților, așa cum am spus, suntem optimiști și sperăm într-o aliniere la parametrii normali a întregii situației din domeniul educației, din domeniul învățământului superior. O să schimb câteva cuvinte cu studentul din Algeria, care este venit la noi pentru a doua oară. Donc, bonjour Smail. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, ça va, ça va. Je suis heureux de t'avoir de nouveau dans notre université. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, je suis Meskine Smail, j'ai 24 ans. Je viens pour ma deuxième fois ici à l'université Banat University Agriculture et Médecine Vétérinaire Erasmus dans le cadre d'Erasmus Plus. Cette année, je suis venu au 26 novembre et on a commencé les cours à distance. Et c'est tout. Et comment ça se passe les cours? Maintenant, tu es en pleine session d'examen? Oui, ça va. On a fait des cours sur Zoom. Oui. Et période des examens, on fait sur Zoom aussi et on fait des projets aussi. On prépare des projets à rendre. Et ça va? Ça marche? Oui, ça marche très bien. D'accord, très bien, je suis très heureux d'entendre ça. Il faut dire que Center Ain Temocuhent est un de nos partenaires très, très actifs. Oui. Et mon collègue Mahfoud, on communique très bien. Et on attend aussi tes deux autres collègues qui viendront section master, je pense, oui, c'est ça. Oui, en espérant bien avec cette pandémie qu'il y aura d'autres étudiants aussi. Oui, ça c'est très bien parce que on cesse pas notre mission. Oui. We carry on our mission. Yes. Et donc voilà, fin mars, je pense qu'on va attendre tes collègues qui seront à la faculté d'ingénierie alimentaire. Oui. Toi, tu es à la faculté d'agriculture. Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de la ville de Timisoara, de notre université, et pourquoi ce choix, la deuxième fois, de revenir chez nous? Bah, la ville, elle est juste splendide. J'ai trop aimé la ville, l'université, le campus universitaire.
Il est bien, même ils ont refait les chambres et tout, ils sont trop bien, tu vois. Ils vont être les étudiants très bien installés et tout. Et même la ville, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'endroits. Ça va, même avec cette pandémie, on s'amuse aussi. D'accord. Deci este bine. Et c'était bine, foarte bine. Bon, d'accord. On est heureux d'avoir aussi avec toi un étudiant, un ex-étudiant Erasmus, oui. Abdelmalek. Qui maintenant est étudiant, pas Erasmus, qui est étudiant à la faculté d'ingénierie et protection de l'environnement en français. Oui. Donc voilà, moi je pense que vous faites une bonne équipe et on attend aussi tes collègues. Donc voilà, merci Smail. J'espère que tu vas continuer ta mobilité dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Et donc bon courage pour la session des examens. Merci beaucoup, merci, merci. Beaucoup, monsieur. Smail, așa cum ați putut înțelege, un student Erasmus care este pentru a doua oară în universitatea noastră, iar colegul lui, fost student Erasmus, a devenit între timp studentul nostru la programul de studii inginerie și protecția mediului în limba franceză. Cam atât am dorit să vă spun astăzi despre mobilitățile Erasmus, asigurând în același timp pe toți studenții care doresc să participe la mobilități Erasmus, că atât eu, cât și colegii mei din cadrul biloului Erasmus, respectiv colegii coordonatori departamentali Erasmus de la fiecare dintre facultățile noastre, suntem lângă voi, vă sprijinim și vă încurajăm și am o veste bună să vă spun. La sfârșitul acestei luni vom lansa o platformă pentru aplicația Erasmus, astfel încât studentul să nu mai fie nevoit să se deplaseze cu documente, totul putându-se desfășura online, atât studentul cât și cadrul didactic care dorește să desfășoare o mobilitate Erasmus, va putea să aplice online la o mobilitate Erasmus. Face parte din strategia de digitalizare a programului Erasmus și încercăm să ne aliniem contextului actual și să fim cât mai eficienți, iar studenții și cadrele didactice să poată accesa cât mai ușor informațiile și mobilitățile Erasmus. Vă mulțumesc, mă numesc Raul Pașcalău și sunt coordonator instituțional al programului Erasmus în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Regele Mihai I al României din Timișoara. Vă mulțumesc și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!